Bun găsit, stimați telespectator, la o nouă emisiune a Fotorilor cu Ghimpi. Sunt Adrian Simeon, iată în studioul Capital TV, unde avem doi invitați tineri și dintr-o frăție. De fapt, nu e o frăție, e o căsătorie care încă nu s-a finalizat. Vorbim aici de USR și Plus. Îi avem ca invitați, începem cu doamna Loriana Farcaș, președintă Plus, filiala județului Hunedoara. Bună ziua, bun venit în studioul Bună Capital. Bună ziua, mulțumim pentru invitație. Cu drag. Și domnul Dan Marinescu, consilier local USR Vulcan. Domnul Dan Marinescu a mai fost prezent în emisiunea noastră, începe să călească și la fotoliu cu Ghimpi. Bună ziua, bun venit. Bună ziua, dumneavoastră și telespectatorul nostru. Așa este și oricând vin cu drag la dumneavoastră. Bun. Deocamdată n-ați ieșit șifona din emisiunea asta, au fost cel puțin concluzia mea după ultima avută cu dumneavoastră. Bine, nici n-am avut vreun motiv să vă șifonez foarte tare, pentru că deocamdată nu v-ați exercitat puterea de decizie pe care o aveți, respectiv, sau, mă rog, dreptul de vot și toate astea în cadrul Consiliului Local. Ați avut ședință de Consiliu Local? Au fost două, una de îndată și săptămâna trecută, vineri, a fost și cea ordinară, în care noi am avut niște amendamente la anumite proiecte expuse pe ordinea de zi și unde ne-am exercitat votul. Din păcate, suntem o minoritate, însă am apărat interesele cetățeanului, după cum considerăm noi. Putem discuta un pic despre chestia asta, că mi se pare interesant. Sigur că da. Au fost niște bani la alocarea bugetului, la rectificarea bugetară, pe care noi am considerat că nu este normal să fie alocați către ceea ce vrea să achiziționeze în acest moment primăria. Și anume, este vorba de 1 miliard de lei vechi pentru achiziționarea de ornamente de Crăciun. Ceea ce mie mi s-a părut absurd, ținând cont că și în anii trecuți s-a cheltuit 1 miliard de lei vechi pe același titlu, de fapt, pentru că s-au folosit tot instalațiile vechi. Ori mie nu mi se pare normal ca an de an să cheltuim 1 miliard de lei vechi din buzunarul nostru al cetățenilor pentru ceva ce nu și are rostul, consider eu. Tăind, totodată, ei au tăiat 85.000 de lei, deci 850 de milioane de lei vechi de la achiziționarea de echipamente de joacă pentru copii. Când, practic, deci stați să văd dacă eu am înțeles despre ce e vorba. Dumneavoastră sunteți consilier local la Vulcan. La Vulcan, da? Da. Bun. La Vulcan a fost o ședință în care s-a propus... Unul din proiecte era rectificarea bugetară. S-a propus rectificarea bugetară cu alocarea 1 miliard de lei vechi, da, pentru achiziționarea de ornamente de Crăciun. Luminițele, da, alea care se pun prin oraș. Bun. Deci ei s-au apucat să monteze deja pe cele vechi. Stați, așa. Bun. Cele vechi. Și mai veneau aduse în plus altele? Păi așa am înțeles din ce ne-a explicat domnul primar, pentru că n-a fost foarte concis. Că jucăria asta cu alocăm bani pentru luminițele de Crăciun și de anul nou, dar le punem tot pe alea vechi, asta am mai văzut-o. Și chiar dacă se pun altele noi, dar și în anii trecuți, aia vreau să zic, în ultimii 2 ani s-au alocat tot 1 miliard de lei vechi. Odată 85.000 de lei, 850.000 de lei. Dar asta ce înseamnă? Achiziționare sau închiriere? Achiziție spune acolo. Practic, ei spun de dezvoltare, dar eu bănuiesc că este achiziție. N-ai cum să închiriezi de atâția bani niște... Oh, veniți la deva, stați liniștit. Iar partea cealaltă era că au tăiat din echipamentele de joacă pentru copii ca să aloce aici. Iar adică din amenajarea locurilor de joacă, da, pentru copii. Da, echipamente de joacă, așa spune acolo. Uh-huh. N-am putut să fiu împotrivă la acest proiect și vă explic de ce. Pentru că tot pe acel proiect, un subpunct era studiul de fezabilitate pentru extinderea rețelei de gaz în tot orașul, ceea ce a fost unul din punctele mele forte în anii trecuți, când am tot insistat în ședințele de Consiliu Local, ca și simplu cetățean, să se demareze acest proiect. Și prin urmare n-am putut decât să depunem anumite amendamente la acel proiect, care, bineînțeles, au picat, deoarece ei au majoritate. Pentru că acolo este pro-România, deci PSD grămadă, și da? PNL, da, împotriva noastră. Au băgat punctul ăsta... Da, le-au băgat la grămadă, exact. Am înțeles. Și amendamentul n-a trecut? Nu, n-au trecut. Nici cel cu copii, cu tăierea din bugetul pentru achiziție de echipamente la copii. Păi nici... o să stați, o să... Dar este datoria noastră să apărăm aceste interese ale cetățenilor. Bun, eu chiar sunt chiar curios. Dacă suntem în inferioritate numerică. O să vă mai invit și în alte emisiuni și o să vă rog să mă aduceți niște poze, niște filmări de acolo și să-mi spuneți, uite, astea sunt echipamentele noi sau, de fapt, sunt tot echipamentele vechi. Să vedem unde s-a dus miliardul. Probabil se vor pune 1 miliard data trecută, 1 miliard acum, vor apărea și ceva echipamente noi, dar nu mi se pare normal, sincer, acum,
în aceste condiții, cu această pandemie, când avem primăria duce lipsă de bani la buget, noi să cheltuim anapoda acești bani. Da. N-ar fi singura primărie care face lucrul ăsta, dar asta nu e. Eu știu, dar fiind consilier la Vulcan, eu am datoria să apăr interesele cetățeanului în localitatea pe care o reprezint, e adevărat. În Parlament, dacă vom ajunge, atunci avem datoria să apărăm interesele țării. Da, dumneavoastră este și pe lista de deputați, știu bine. De senat, senatori. Loriana este. Așa. Practic suntem doi vulcăneni pe lista USR Plus, și anume locul 2 la Senat și locul 2 la Camera Deputaților, Loriana Farage. Da, deci, doamna Loriana, noastră la Camera vreți? Da, candidez pe lista pentru Camera Deputaților. Am înțeles. Despre asta vom vorbi în emisiunile electorale. Acum vreau să-mi spuneți, venind din Vale, ce nu mai merge bine în Vale? În primul și în primul rând ne lipsește o viziune integrată. Valea Jiului ar trebui să se dezvolte integrat, creând un brand al Văijiului. Atâta timp cât nu există o înțelegere legată de dezvoltarea unitară pe partea turistică, pe partea de atragere a investitorilor, pe partea de dezvoltare a liniilor sociale legate de modul în care noi, ca administrații publice, că e vorba de Petroșani, că Uricani, că Vulcan sau Lupeni, răspundem nevoilor sociale ale oamenilor care sunt în zona respectivă. Există, spre exemplu, un paradox. Avem sate legate de orașe, dar noi toți suntem într-o zonă urbanizată. Nu există niciun sat în Valea Jiului decât care sunt aparținătoare de orașe. Avem locuințe foarte multe, de aceea și nivelul de urbanizare este ridicat, dar în schimb avem comunități marginalizate complet, unde nu se intervine pentru a ajuta oamenii respectivi să fie integrați în societate, pentru că ei pentru noi practic sunt o resursă care poate fi folosită ca oameni care să lucreze, creindu-le nu neapărat locuri de muncă. Eu sunt sigură că oricare dintre noi, în momentul în care nu știm dacă mâine avem ce să le punem pe masă copiilor, vom încerca să obținem un ban cinstit ca să le punem pâine pe masă. Dar dacă noi pe ei îi ținem marginalizați în comunități în care nu intervenim să-i ajutăm, să vedem, fiecare are în mod sigur un talent sau o tragere spre un anumit domeniu. Și se poate interveni atât prin noi ca administrații locale, cât și prin încurajarea ONG-urilor care de multe ori sunt mai implicate în comunitățile astea decât administrațiile locale, să vedem cum putem să ajutăm oamenii ăia, nu pe de azi pe mâine, pentru că se apropie acum Crăciunul. Toată lumea va fi foarte entuziasmată ducându-le cadouri. O să văd postări pe Facebook cu am dus cadouri. Exact. Dar până de Paști, când vom merge iară, oamenii cu ce se încălzesc? Oamenii unde se spală în condițiile în care e pandemie acum și în fiecare zi se spune la televizor spălați-vă des pe mâini. Oamenii ăia nu au apă curentă, nu au asigurate condițiile minime decente de trai. Bun, hai să vorbim un pic mai direct. Și atunci, mi-am spus oameni marginalizați, da. Da? Ce înseamnă asta? Sunt de o anumită etnie sau din toate... Sunt săraci. Sunt săraci. Okay. Sunt de la o limită a subsistenței. Și ce înseamnă că sunt marginalizați? Din punctul meu de vedere. Ei sunt marginalizați prin felul în care trăiesc. Nu sunt marginalizați de noi ca societate. Sunt marginalizați de felul în care situația locativă a lor nu îndeplinește criteriile normale de spațiu pentru a găti, spațiu de dormit în care toată lumea se doarmă pe un pat și nu într-un loc care nu poate fi numit confortabil, de un minim loc în care copiii ăia să poată să își desfășoare educația, care temele, să-și facă temele, să învețe, de condiții de căldură, nu-și pot încălzi locuința. Deci nu-și pot, nu pentru că eu nu vreau sau ei nu vor, nu au posibilitățile normale pe care ar trebui să le aibă, să aibă un trai decent. Deci traiul, practic, îi face să fie marginalizați. Păi bun, da, de acord cu noastră, astfel de cazuri sunt multiple, dar asta ar fi treaba administrației publice locale prin serviciul de asistență socială. Care ce ar putea face cel mult pentru ei? Că până la urmă nu o să ne apucăm să cumpărăm locuințe
nu știu, cu 10 metri pătrați pentru fiecare membru al familiei, nu o să ne apucăm de la asistență socială să asigurăm birouri, calculatoare și așa mai departe pentru fiecare. Deci ce ar trebui făcut concret? Da. Știți că și chestia asta pe mine mă supără într-un anume fel. Ok, în regulă, ni se tot spune că suntem o țară de asistat social. Ok, sunt de acord cu această afirmație până la un anumit punct. Suntem o țară de asistat social pentru că celor care sunt asistat social le convine această postură unei mari, și vă rog să mă contraziceți dacă dumneavoastră considerați că n-am dreptate. Deci le convine această postură. De ce? Cei care au ajutor social au automat și asigurare medicală. Nu-și doresc un loc de muncă pentru că au ajutor social, au asigurare medicală, mai produc ceva cu ziua pe unde mai produc. Doi la mână. De ce să nu ni se dea dacă avem dreptul? Să ne dea drepturile noastre. Bun. Ne-am transformat în țara asta. Există anumite comunități. Eu cred că ar cam trebui să educăm pe unii dintre aceștia să meargă și la muncă. Da, uitați că vă spun o perspectivă pe care poate că nu ați luat-o în calcul. Nu, și aștept să fiți, deci puteți intra ori în polemică cu mine cât se poate de puternic pe orice Ajutoarele subiect. Sociale se oferă oamenilor care au un buletin la adresa respectivă, care pot fi anchetați social de către primărie. Gândiți-vă că în comunitățile astea sunt persoane care nu au buletin în locul respectiv, pentru că nu îndeplinesc criteriile de... Nu este cineva care se poate lua în spațiu. Sunt foarte mulți copii, și nu neapărat numai în Valea Jiului, peste tot, sunt foarte mulți copii care nu sunt înregistrați. Nu au certificate de naștere, da. Iar persoanele, scuze-mă că te întrerup, care sunt mature și nu au aceste buletine, hop, în ziua alegerilor, la locale, apar exact în acea zi că li se fac vize de flotant, buletine... Nu tuturor. Acolo a fost o chestie. Au fost aproape 200 de persoane. Sunt foarte multe persoane care locuiesc fără acte legale în locurile respective. Păi, atunci nu locuiesc pe proprietățile lor? Da. Păi și unde locuiesc? Locuiesc în spații pe care nu au contract. Dar ce sunt astea? A cui sunt spațiile respective? De exemplu? Că mă gândesc că nu în Vulcan, aveți, în Valea Jiului, nu știu, blocuri fantomă unde... De exemplu, în Vulcan există și... un bloc care se pare că este a unui italian, este privat, dar locuiesc persoane oarecum abuziv și primăria nu i-a mai dat afară din acel bloc. Primăria nu mai poate să-i dea dacă ia italianul. Păi nu, dar italianul nu le ia nicio chirie, nu. Am întâlnit situații, de exemplu, în colonie, în care oameni mi-au spus că ei nu au buletin pentru că a fost casa închiriată pe numele bunicii X, care bunică a murit, și la momentul respectiv ei plătesc chiria în continuare, dar nu își pot face buletine pentru că nu mai este bunica care să le semneze la nea spațiu. Deci plătește mortul chiria sau cum? Toate situațiile astea sunt reale. În continuare către persoane fizice? Nu, sau către... nu, sunt spații ale statului. Da, există un paradox acolo, pentru că multe locuințe aparțineau de fosta firmă Pregoterm, care acum este în faliment, condusă de actualul administrator public, după ce a dus alte două, trei firme în faliment. Și acolo oamenii nu știu exact ce să mai facă. Pentru că, domne, noi plătim o chirie, dar practic nu mai avem la cine, că nu mai există bază legală. Iar în momentul în care ne ducem, că ne plouă în casă, primăria ne spune descurcați-vă. Păi, din moment, și eu, dacă am o locuință și vă dau dumneavoastră în chirie, trebuie să vă asigur condițiile de minime de trai în locuința respectivă. Ori nu pot să vă spun tot eu, dumneavoastră știți că dacă îți plouă în casă, păi descurcă-te, după ce odată tu îmi plătești chirie. Iar aici... Eu văd asta, știți cum, drept o chestie în care administrația publică locală se spală pe mâini. Păi, și da, de aici vă spun și de ce. Nu sunteți singuri. Astfel de lucruri se întâmplă și la Deva. Am văzut postări pe Facebook ale administrației publice locale în care trâmbițau cu surle și trâmbițe, ba că au dat cheile de la ANL, ba că au așteptat pe nu știu cine, au dat cheile de la ANL, de exemplu, dar nu locuiește nimeni acolo pentru că utilitățile nu sunt trase. Au dus pe nu știu ce om al străzii undeva unde n-are nicio condiție. Lovituri de imagine. Spălare pe mâini ce înseamnă? Înseamnă că vine ăla de la Vulcan, de exemplu, de la Petroșan sau din alt oraș din Valea Jiului, la primărie. Ce, nu am
nu știu câți copii, dar ok, avem noi un spațiu. Omul primește că n-are ce să facă, ce să facă, să doarmă sub cerul liber, iar ăștia, ok, s-au spălat pe mâine, te-am rezolvat. Și cam așa merge treaba. Aici mai este un paradox, chiar că mă întrebați înainte ce s-a mai întâmplat la ședința ordinară. Unul din puncte, de fapt două, au fost comisia de avizare a dosarelor pentru locuințe sociale și totodată comisia de repartizare a locuințelor sociale, unde eu la fel am depus, adică noi, USR, am depus un amendament, pentru că acolo practic am constatat că ei centrau și îi dădeau cu cap. Adică nu era normal ca în ambele comisii să fie aceiași oameni. Mai ales USR n-are niciun reprezentant acolo, deși noi am propus. Au PNL-ul, care au doi consilieri, noi avem 5, ca și Pro-România, și nouă nu ne-au permis nici măcar un consilier, ca să nu vedem ce șmecherii fac. Exact de ce spuneați dumneavoastră. Pentru că vor să le dea doar pentru anumite condiții, adică votez sau mai votat, ți le dau. Că asta s-a întâmplat tot timpul. Totodată în Parlament, cred că ar trebui de fapt, acolo funcționează o alianță în cadrul Consiliului Local, cel puțin dubioasă. Da, păi este Pro-România, PSD și PNL. Păi cum să facă PNL alianță cu PSD? Imediat după alegeri au făcut. Deși cei doi consilieri ai PNL sunt excluși din acest motiv, dar ei încă fac parte din aparatul consilierilor locali. Dacă au fost excluși, cum mai sunt? Este o procedură legală care trebuie rezolvată, am înțeles că mai durează puțin. Să sperăm că nu este un joc al fostei conduceri a PNL la domnului Heiuș, care tot el l-a făcut și la Vulcan în ceea ce mă privește, și încă continuă această mascaradă. Păi dovezi, deja știe toată lumea. Că păi mi-au făcut un sondaj fictiv să spună că eu stau cel mai prost din echipa respectivă și de fapt am dovedit că am plecat și am luat scor mult mai bun. Da, exact. Păi de acolo au fost jocurile făcute pentru PSD. Da. Mă rog, e punctul nostru de vedere, eu vi-l respect, sunteți direct în cauză, să mergem mai departe. Și atunci, ce facem cu oamenii ăștia? Păi, cred că în primul rând ar trebui găsită și o parte legislativă, la nivel de Parlament, dacă tot vorbim acum că se apropie alegerile locale, să le dăm posibilitatea să găsim în legislație, să le dăm posibilitatea ca administrațiile locale să poată să vândă aceste locuințe către cetățenii respectivi. Pentru că atunci când cetățeanul știe că e locuința lui, altfel investește în ea. Dar când știi că plătești chirie și oricând îi se trezește primarului sau se schimbă și te scoate și aducă pe altul, în rate, poți chiar să-i dai posibilitatea asta. Băi, cum îți plătești chiria, poate, uite, rata o facem la 2-3 chirii cât plătești pe lună ca să-ți achiziționezi. Mulți mi-au spus în campania de la locale că de-aia spun că ei ar vrea să-și achiziționeze pentru că vor să investească, să schimbe acoperișul, să-și izoleze casa respectivă. Dar eu știu că există o lege, parcă și pe la ANL e povestea asta, că dacă locuințele sociale nu se pot cumpăra? Nu se pot cumpăra. Nu, astea la... Păi și, dar ele au acest statut de locuințe cele sociale? ANL-urile sunt cu totul altceva nu, față nu, de locuințele astea în care sociale. Locuiesc oamenii ăștia au statut de locuințe sociale? Da. Nu știu cu ce statut s-au dat în colonie. Nu numai colonia de jos, este vorba cele și cele care sunt blocurile noi, de-am preluat de la armată cazărmile și s-au făcut blocuri noi, acolo sunt locuințe sociale și e și acolo o problemă, pentru că sunt persoane care au primit și nu locuiesc. Nu locuiesc de un an, de doi acolo și le țin blocate și ar putea fi oameni care chiar au nevoie să stea. Cu chiriile plătite? Da, chirii, întreținere. Ba da, locul ăla e social. Nu este un apartament pe care eu ca stat îl dau. Revenim la comisia de care spuneam. Comisia de analiză, da, și anchetă, exact. Și la cei care repartizează. Deci ei ar trebui să fie foarte atenți la cine dau. Adică să dea chiar la oameni care chiar au nevoie. Sunt tineri cu căsătoriți cu copii sau oameni nevoiași cu copil cu handicap care chiar au nevoie să stea în niște locuițe destul de decente. Și pe lângă asta, sunt sigură că Dan o să afle care sunt locurile respective în care primăria încă mai are apartamente, spații locative preluate, fie pentru că nu au fost moștenitori, fie de la pregoterm. Sunt multe care sunt goale. Floiare este un mare secret de ani de zile. Și se pare că chiar în trecut angajați din primărie. Cum adică un mare secret? Deci nu se spunea, se aflau cu mulți ani în urmă, ca să nu spun nu foarte mulți, aveau o listă cu bătrânii care n-aveau moștenitori și aveau locuințe. Și în momentul în care... Da, și în momentul în care deceda respectivul, să-l ierte, apărea cineva, hop, că achiziționează la preț de nimic o anumită garsonieră, apartament sau chiar casă. Și nu numai asta, sunt apartamente care... imobiliare. Da, și sunt apartamente care erau în proprietatea pregotermului, cele din fondul locativ de stat anterior, care la fel sunt împrăștiate prin tot orașul și la fel nu se dau ca locuințe sociale decât alea de acolo. De ce? Face să mă simt ca la Piovra aici.
Păi nu, dar vedeți, asta ar fi cea mai bună integrare, prin locuințele împrăștiate prin tot orașul. Nu să faci un bloc și să-i muți pe toți acolo. Integrez în societate. Pentru că noi, în Valea Julii, eu, într-un fel, mă consider norocos. Noi am avut norocul, venind populație sau oameni din toată țara, de diferite etnii, religii, culturi, eu am început la școală, de la școală, să ne cunoaștem toți între noi. Fie că erau de etnie maghiară, etnie romă, eu știu, poloneză am avut, sau religie catolică, romano-catolică, ortodox, baptist, pentecostal, chiar și martori. Noi ne-am înțeles ca frații, cum spun eu, de mici copilării, mergeam de la unul la altul acasă, ne ajutam între noi. Pentru noi asta a fost un avantaj, consider eu, în Valea Julii. Pentru că nu vedem ca în alte părți acele disensiuni sociale din anumite puncte de vedere. Noi ne înțelegem foarte bine cu toți în Valea Julii și așa ar trebui să continue. Dar vedeți dumneavoastră, politica asta a început să bage hâră și din acest punct de vedere. Adică? Inclusiv minerii, să știți că se înțelegeau foarte bine înainte. Păi, nu, acum sunt dezbinați tot de la politică. Că au apărut diferite sindicate, știți, ei au mers pe principiu, au văzut că nu pot să dezbine, pe principiu dezbine și cucerește, de pe vremea romanică. Divide timpera. Divide timpera, exact. Și au format mai multe sindicate, au băgat politici, anumiți brigadieri sau eu știu mineri și s-a creat această disensiune. Pentru că nu-i convenea colegului, băi, eu muncesc aici de 10 ani, ăsta vine și are salariul mai mare ca mine. Și prin asta a reușit să distrugă și această, eu spun, frumoasă parte a Văii Julii, care oamenii erau uniți. Eu văd de la mine, de când eram copil cu părinții mei, mergeam la grătar cu vecinii, cu prieteni de la servicii, de al părinților sau alea, eram mai uniți, ne înțelegeam bine copiii, cum ați... E bine, acum a început să devină cam fiecare pentru el. Da. Și invidia, de ce are cap, să moară capra vecinului sau dacă... Asta nu e doar în Valea Julii. Da, dar în Valea Julii nu exista acest lucru. De la asta mă refer. Obișnuiți-vă. Alianța USR Plus vrea în primul rând echitate. Echitate și în sistemul de sănătate, să reușim să aducem prevenția în toate comunitățile, să nu fie beneficiari de servicii de sănătate de înaltă calitate doar cei care își permit, ci cumva să reușim să aducem fie mediatori sanitari, fie asistenți medicali pregătiți foarte bine, care să meargă inclusiv cu caravane în zonele astea marginalizate, nu neapărat numai în Valea Jiului, peste tot în țară, și să reușim să facem o educație pentru sănătate și un planning familial, pentru că este foarte important în multe comunități, și să ajungă la toată lumea, știți? Să nu fie... Nu știu, dar e interesant ce-mi spuneți. Da, echitatea este foarte importantă și în educație. În momentul în care banii, fie că sunt pentru copilul meu care are doi părinți care lucrează, fie că sunt pentru copilul unei persoane care pe lângă ăla unul mai are încă 5 și care nu lucrează și care trăiește în condițiile în care trăiește, sunt aceiași, pentru că toată lumea ne spune că banii urmăresc elevul. Nu. Un copil care este în risc de sărăcie, care e, practic el e în pericol fiind ținut în condiții improprii, neasigurindu-se absolut nimic, trebuie să primească finanțare mai mare școala care reușește să țină un astfel de copil, fie că e un copil sărac sau un copil cu dizabilități, decât un copil, o școală care are copii normali. Aici eu chiar aș propune să revenim la obligativitatea purtării uniformei. Vom reveni după ce luăm câteva momente de publicitate, cu scuzele de rigoare pentru întrerupere. Rămâneți cu noi!